Dacă sunteți în picioare, să deschidem Scriptura la Efeseni, capitolul 1, citim un cuvânt, începând cu versetul 1, pagina 1144-1145, Efeseni 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Chiar dacă am citit ce scrie în versetul 3, spun din nou și să o spunem cu toții, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și apostolul spune de ce. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și pentru dumneavoastră, recitesc versetul 2, drept salut, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Noi, în general, ne salutăm numai cu pace, dar dacă nu era harul înaintea păcii, nu se făcea în veci pace. Dragii mei, aș vrea să vă rețin cu un cuvânt din această epistolă, a cărei început l-am citit, sub titlul Proiectul Sfințirii și Moștenirii Slavei în sau prin Iisus Hristos. Proiectul Sfințirii și Moștenirii Slavei în sau prin Iisus Hristos. Obișnuiesc să pun titluri biblice la predici. Și îmi justific acest titlu cu ce scrie în versetul 4, că noi am fost aleși să fim sfinți. De altfel, apostolul adresează această epistolă, cum scrie în versetul 1, către sfinți. Cât despre moștenire, am citit în versetul 11 și este reluat cuvântul în această epistolă, am fost făcuți și moștenitori. Și atât sfințirea, cât și moștenirea ne sunt date prin Domnul Iisus Hristos, cum scrie aici, în versetul 5, am fost rânduiți mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, în El avem și una și alta, căci planul a fost făcut în El, spune în versetul 9, e doar că l-am numit proiect, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Vă interesează acest subiect? Există la nivelul țării, al vreunei comunități, instituții sau la nivel mondial un alt proiect mai măreț? Știe cineva o gândire mai de amploare, cu o perspectivă mai binecuvântată? Atât în capitolul 1, cât și capitolul 3, scrie în versetul 11 că al capitolului 3, Dumnezeu a făcut un plan veșnic în Iisus Hristos. Și cum Dumnezeu este Alfa și Omega, spune Scriptura în ultima carte, în Apocalipsa, că Dumnezeu va duce la bun sfârșit. La un moment dat, în Apocalipsa 10, apare un înger de rang înalt care făgăduiește că tot ce a promis Dumnezeu sfinților, profeților, se va împlini. Inclusiv oamenii care nu recunosc pe Dumnezeu și noi vedem ce se întâmplă în jurul nostru,
la nivelul conducerii națiunilor, spune Scriptura în Apocalipsa 17 cu 17 că și ei se subscriu acestui plan. Pentru că Dumnezeu guvernează peste întreg universul cu o veșnică autoritate. Și a permis în suveranitatea sa, în înțelepciunea sa, să gândească și să realizeze pe parcurs acest proiect. Cred că este nevoie mai întâi de toate, nu că dumneavoastră sunteți începători, dar acum asta e lecția, să avem o gândire, o înțelegere, o cunoaștere a acestui proiect. Am înțeles că ați avut o zi a mulțumirii și găsesc aici cuvântul potrivit, scrie în 1 cu 15. De aceea, scrie apostolul, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este la voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog, ce se ruga? Ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii, să pricepeți care-i nădejdea chemării, care-i bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Adică să ne deschidă Dumnezeu mintea, orizontul cunoașterii prin credință, să pricepem măcar cât se poate acest proiect. E nevoie să ne introducă Dumnezeu un nou program. Mintea umană și cei mai înțelepți nu rulează cu asemenea program. Numai de la Dumnezeu ne poate fi dat prin Duhul lui Dumnezeu. Cum spune 1 Corinteni, capitolul 2, că lucruri care nu pot fi concepute de oameni, așa sunt cele rânduite, gândite de Dumnezeu pentru noi. Doamne, deschide-ne mintea să pricepem Scripturile, să pricepem proiectul Tău binecuvântat. La ce suntem chemați? Ce ne așteaptă? Ce viziune are Dumnezeu? Și toate astea sunt pentru noi. Aici scrie în continuare, evident, nu citesc toate versetele, ce a realizat Dumnezeu prin a-L așeza pe Domnul Iisus Hristos la dreapta măririi. Știți că Domnul a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Stă acolo până sunt puși toți rămași sub picioare. Și cum spune 1 Corinteni 15, când toate vor fi supuse, se supune și El Tatălui, ca Dumnezeu să fie totul în toți. O armonie eternă, Doamne. Dă-ne minte să pricepem asta. Să înțelegem, repet, măcar cât se poate, că vorba lui Solomon, tot nu pricepem noi, e prea vast, acest proiect mare al lui Dumnezeu. Apostolul scria și în capitolul 3 acestei epistole, de la versetul 3, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. Că nu doar evreii sunt prinși în proiect, ci și versetul 6 și neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Mulțumim Domnului că ni s-a descoperit și nouă. Să putem pricepe orice s-ar întâmpla, proiectul nostru rămâne valid. E deasupra tuturor acum, este scris în cartea profetului Daniel că Dumnezeu instaurează o împărăție care rămâne veșnică. Doamne, ajută-ne când zicem Tatăl nostru să ne gândim cât mai mult și cât mai pe larg la această binecuvântată împărăție. Se spune că cineva a intrat într-un șantier, a vrut să investigheze gândirea celor ce munceau și a întrebat pe unul, ce faceți aici? Și el, puțin indignat, poate supărat, a zis, da, muncesc, tu nu vezi ce fac? Am nevoie și eu de bani. Întreabă pe al doilea, ce faceți? A zice, pe ziua de azi trebuie să terminăm de tencuit acest perete. Când e gata, plecăm acasă. Da, între alții a găsit pe unul care l-a întrebat, ce faceți aici? Oh, ceva extraordinar! Eu încă nici nu știu tot, dar de găsim proiectantul în șantier, îl rog să vă arate. E un proiect extraordinar. Noi, cu ce gândire ne ducem pocăința noastră? Doar așa, să scăpăm de mânia viitoare, să ne ajute Dumnezeu cu pâinea de pe azi pe mâine, sau ne deschidem ochii în sus și gândim la ce are Dumnezeu în proiectul Lui. Doamne, deschide-ne mintea. Aleluia. Să te putem pricepe. Amin. Amin. Vreau să observăm în continuare aici
că acest proiect măreț, în ceea ce ne privește pe noi, că sunt lucruri care privesc cerurile, are Dumnezeu un proiect să facă un om nou, dintr-unul vechi. Cum zice un vers, medicul divin din slavă, văzând omul ajuns epavă, l-a băgat sub tratament, administrându-i prin cuvânt transfuzii de sânge sfânt, terapia aplicată l-a tămăduit îndat. Și acum se simte bine. Cabinetul medical de renume mondial, sanatoarele divine, care uneori sunt pline, dacă Domnul intervine, îl schimbă pe oricine. Un om nou, vă rețineți, capitolul 2, versetul 15, partea finală, ca cei doi, evreul și grecul sau românul, să fie în el, că în el e proiectul, un singur om nou. Și scrie mai expresiv în capitolul 4, versetul 23, să vă înnoiți în duhul minții voastre, despre asta vorbeam, să vă îmbrăcați în omul cel nou. Dar a trebuit multă reparație, multă adaptare. Ia să privim, capitolul 2 de la versetul 1. Voi, adică noi, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, controlați, parafrazez eu versetul următor, de diavolul, versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună, că altfel nu se putea, și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Noi nu suntem luați de la cota zero, ci de la minus infinit, morți, și de acolo înviați și așezați în Hristos în locurile cerești. Spune același Pavel adresându-se Colosenilor în capitolul 3, versetul 1, dacă ți-a înviat să umblați după lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus, că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Aleluia. Doamne, din morți. Unii poate muriseră numai așa, în urma unui simplu accident, alții poate fuseseră morți așa, cum a zis Marta, de câteva zile. Dragii mei, mai puțin sau mai mult păcătoși, păcatul ne-a cauzat moartea deopotrivă. Dar Domnul Iisus Hristos, așa a fost proiectul și s-a realizat cu succes până aici și așa va fi până în capăt. A făcut ca noi din morți să devenim vii. Altă ipostază, la fel de binecuvântată, scrie în capitolul 2, versetul 11, noi suntem neevrei. Voi altădată erați neteați împrejur, fără Hristos, fără drept de cetățenie, străini de legăminte, abar n-aveam, nici nu cunoșteam, fără nădejde și fără Dumnezeu, pe nicăieri. Și acum versetul 23, dar acum, dar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Amin. Nu eram vrednici de nimic, dar Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a dat titlul nobil și suntem ai Lui, suntem copiii Lui. Cum zice Ioan, lumea nu știe cine suntem, dar noi suntem copiii al lui Dumnezeu. Amin. Ce har pe noi să facă Dumnezeu un om nou. Dar vă rog să rețineți, asta nu se rezumă doar așa la nivel declarativ sau de acte. E ceva ce devine real. Spune Scriptura aici în capitolul 4, de la versetul 17, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în statutul lor, în identitatea lor vinovată, în starea lor păcătoasă, cu minte întunecată, străini de viața lui Dumnezeu, fără simțiri, desfrânări, lăcomie, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare,
să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și devine foarte practic apostolul când scrie: de aceea lăsați-vă de minciună. Omul vechi, la unii, trăia în minciună și mincinosul de ieri al altăieri a devenit un om care nu mai minte nici pe bani. De acum trăiește frumos. S-a întâmplat pe vremea comunistă undeva în nordul țării, un frate ducea cu un TV, un fel de microbus mai vechi, frații la adunare, l-au oprit miliția cum era atunci. Și pentru că vreau să-l amendeze, putea să aibă probleme, TV-ul era de la locul de muncă, el a scos o bacnotă din aia de 100 de lei, cum era cu Bălcescu, să-i o dea, și polițistul l-a dat în tribunal pentru dare de mită. Ajuns în instanță, fratele a spus: da, într-adevăr, am vrut să-i dau bani. Dar când a aflat că are 16 copii și autoritățile îți băi, schimbă declarația, tu ai vrut de emoție să-i plătești amendă. Și fratele a zis: eu nu mai mint. Și a ajuns cazul până la fratele Latis, până la fratele Bocheanu la București. Măi, omule, acum e o circumstanță. Nu, eu nu mint. Și a pus Dumnezeu pe Ceaușescu să dea un decret să scape. Că omul s-a hotărât să nu mintă. Sper că nu mințiți, nu? Toți care mint se întâlnesc cu Anania și Safira și e periculos acolo. Apostolul trece mai departe și scrie: cine fura? Nu numai că să nu mai fure, de acum să se vadă că e total nou și să dea. Că nu există neprihănit zgârcit, păcătoși darnici mai sunt, dar să fii sfânt și să nu fii darnic nu se poate. E un om nou și este mai ferice a da decât a primi. Mai departe scrie: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Cum să iasă un cuvânt stricat dintr-un om nou? Cum spune înțeleptul în Cartea Proverbele, capitolul 17, versetul 7. Cuvinte alese nu se potrivesc în gura unui nebun. Să vezi pe un om beat că recită psalm, nu? Sună frumos. Cu cât mai puțin cuvinte mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Adică prefer să-l aud pe bețiv recitând psalm decât să aud pe un sfânt vorbind ușuratic. Pentru că, scrie aici, întorcându-mă la Efeseni 5, de la versetul 3, curvia sau orice fel de necurăție, lăcomie de avere, să nu fie pomenite între voi, cum se cuvine unor sfinți, că așa e proiectul și omul nou este sfânt. Amin. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici măcar vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Azi ați apucat frumos, cântările au fost toate în același ton al mulțumirii. Și în aceeași epistolă scrie la un moment dat, pe pagina din dreapta: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Știți cum înțeleg eu totdeauna? Să mulțumești când te ridici din pat, să te mulțumești când te ridici, să mulțumești când mănânci, totdeauna. Stai, așa scrie, pentru toate lucrurile. Se spune că, de exemplu, unei femei care te servi la masă, nu-i frumos să-i mulțumești pentru tot meniul, ci să-i mulțumești așa, în detail. Pentru felul întâi, să faci o apreciere pentru supă, să mulțumești pentru friptură. N-ar merita Dumnezeu să-i mulțumim pentru toate? Că doar scrie în Proverbe că omul mulțumit are un ospăț? Face și mâine ziua mulțumirii, le dați voie, frați slujitori? Acasă, nu? Un om nou se vede că e nou. Cum zice 2 Corinteni 5 cu 17, cine-i Hristos este o făptură? Nouă. Toate cele vechi? S-au dus. Nu mai există nici în arhive. Dumnezeu a radiat tot. Numai unii mai țin minte ce-au făcut alții. Dar totul e dus. S-a radiat. Scrie mai departe aici că vreun stricat, vreun lacom sau un închinător la idel n-are parte de moștenire. Și proiectul e ca să moștenim. Și omul nou va moșteni mărit și binecuvântat să fie Domnul. Să ne dea bunul Dumnezeu harul să fim cu adevărat oameni
noi. Dar vă rog, rețineți, proiectul prevede nu doar oameni noi, oameni maturi, desăvârșiți. Am citit aici în capitolul 4, versetul 24, după chipul lui Dumnezeu. Da, și un copilaș seamănă pe tata și pe mama, dar Dumnezeu nu vrea doar copii. Oriunde în Noul Testament se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, este termenul grecesc huios, ceea ce înseamnă un fiu matur. Și când citesc ce scrie în capitolul 3 de aici, rămân uimit, ascultați-mă. Versetul 18, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, că așa e proiectul, care lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Noi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu? A, poate numai unii mai inițiați, care slujesc. Ia să ne lămurim, capitolul 4, versetul 13. Până vom ajunge toți, toți, la unirea credinței, a cunoștinței fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Să nu mai fim copii! Dacă ar fi să se arate o vedenie, fiecare om dinăuntru, cam câți ani are? Cam cât e de metitel sau cât e de mare? Oare ce ar zice? Ce e aici? Dumnezeu ne știe. Dar sperăm să nu rămânem așa, cum zice apostolul, tot copii. Doamne Sfânt, dă-ne pricepere și har să devenim oameni mari în Hristos. Scrie Pavel la Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Pe El le provăduim și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru că tot Pavel spune, Romani 8 cu 29, că și pe aceea pe care a rânduit mai dinainte, și în 28 spune de plan, i-a hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. Doamne, așa e proiectul. Nu doar Fiul Tău să semene Ție și l-a văzut pe El să-L vadă pe Tatăl. În bisericile în primul veac se spunea, cine a văzut un frate, a văzut pe Hristos. Și prin noi să se vadă dumnezeirea întruchipată. Ce proiect! Mă încântă și laud pe Dumnezeu pentru aceasta. Că m-a trecut și pe mine în listă și pe voi ca frați ai mei și ai lui Hristos Domnul, fii ai Tatălui Ceresc. Binecuvântat să fie proiectantul și realizatorul acestei lucrări mărețe. Aș vrea să vă arăt din aceeași epistolă că dacă pricepem la ce suntem chemați, ce ne așteaptă, avem cea mai puternică motivație pentru a trăi la nivelul acestei chemări. Vreau să observați spusele Apostolului, spune în 3 cu 1, iată de ce, că asta e motivația. Spune în 3 cu 14, iată de ce îmi plec genunchii. Și explică aici, poate înțelege mai ușor din asta, spune în 4 cu 1, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea de care ați primit-o, pe care ați primit-o. Asta mă onorează și zice în proverbe că ce este tigaia pentru argint, asta este un nume bun pentru un om. Vom dovedi că merităm acest nume? Ne va motiva asta să trăim frumos la ce suntem chemați? Spune Apostolul și în Coloseni, la capitolul 3, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți tot în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Avem cea mai puternică motivație. Și spune Apostolul în aceeași epistolă Efeseni, când le spune la bărbați să-și iubească nevestele, să fie ca Domnul Iisus Hristos. Le spune nevestelor să fie supuse bărbaților ca Domnului. S-ar putea, cum zice Petru, că
Că unii bărbați n-ascultă de cuvânt și face la acolo o comparație că scad stăpânii, nu-s nici buni, nici blânzi, nici ușor de mulțumit. Dar nu pentru soț sau pentru soție sau pentru ceilalți trebuie să ne comportăm noi frumos și dacă merită o facem și dacă nu merită nu o facem. Asta fac păcătoși, spunea Domnul predicat de pe munte. Și au două stări. Nu, noi suntem predeterminați, suntem motivați să trăim frumos pentru titlul ce ni s-a dat, pentru favoarea și onoarea ce ne așteaptă. Ba mai mult scrie aici în capitolul 6, nu-i vorba numai de familie, de la versetul 5, robilor, angajaților, actualizez eu termenul, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Nu pentru patron mă port eu frumos la locul de muncă, ci vreau să fac cinste învățăturii și harului ce mi s-a acordat. Slujiți-le numai că sunteți sub ochii lor, ca și cum aș vrea să placeți oameni, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Eu numesc asta dubla raportare. Cum a zis Elisei cândva către împăratul lui Israel, 2 împărați, capitolul 3, era de față și Iosafat împăratul lui Iuda, dacă n-aș l-avea în vedere pe el, pe tine, nici nu știaș băga în seamă, o fac pentru el. Băi, dacă nu merită, Doamna, fă-o pentru Domnul. Și dacă nu merită Domnul ăsta de jos, fă-o pentru cel de sus. Se merită. Nu-i vorba de a-i da replica cuiva, e vorba de a-ți păta tu haina. Dar vă spun tot de aici, tot ca motivație. Scrie în 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. S-ar putea cineva să te provoce și să îți aducă amărăciune, iuțime, mânie, strigare, răutate, dar știi că atunci se întristează Duhul Sfânt, că proiectul stagnează și în parcursul devenirii tale ca om nou și asemănării cu divinitatea, tu te-ai oprit în loc că te împiedică cineva? De ce nu privești peste? M-a întâlnit odată un om într-un cimitir și îmi spune, pacea Domnului, nu mă cunoști? Îmi pare rău, nu-mi scuze. Cum mă cunoști? Ai fost în casă la mine și eu cânt. Și în urmă cu 15 ani, ei, atunci ai bătrânit și eu cu ocul tot și nu te mai știu. Dar zic că am mai fost în adunarea dumneavoastră și nu te-am văzut. Nu mai vin la adunare. Dar de ce? Păi știi că am avut un scandal cu cineva și de 15 ani nu l-ai putut depăși nici pe stânga, nici pe dreapta. Părția se ia cu năvala, omule. Te oprește cineva în loc. Noi suntem chemați la slavă, să alergăm. În alergarea care ne stă înainte, să dăm la o parte piedicile și păcatul. Ispite sunt, diavolul încă nu este arestat. Da, nu ne ține asta în loc. Duhul Sfânt ne întristează și putem să pierdem premiul chemării cerești, spune Pavel în Filipeni 3, eu uit ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte. Doamne, dă-ne o astfel de pricepere, de pasiune, de trăire cu demnitate. Da, surorilor, fraților, tineri dragi, noi suntem motivați. Ce ne-a dat nouă Dumnezeu ne face să uităm de condițiile în care trăim. Zice Pavel, nu țin la viața mea, ca și cum ar fi scumpă fapte 20:24. Eu știu unde am pornit și vreau să ajung acolo cu bine. Amen. Ce a zis Rut? Facă în Domnul ce o vrea. Nu și-a rezervat anumite clauze care să o oprească din țelul ei. Nu știu cât a meritat soacra ei. Dar pentru cerul care ne așteaptă, pentru Domnul Iisus Hristos care ne-a pregătit o masă și o nuntă binecuvântată și o veșnicie în slavă, se merită să alergăm cu stăruință? Amen. Dumnezeu să vă dea îndurare și har, să fiți și să rămâneți motivați întotdeauna, mai mult decât atât. Și dacă ar fi să recapitulez ca să țineți minte, proiectul sfințirii și moștenirii în slavă, dacă l-am înțeles,
Dacă am înțeles că Dumnezeu face din noi oameni noi, oameni după chipul Său, oameni maturi cu care să administreze cosmosul pentru vecii vecilor, asta e perspectiva noastră. Avem o motivație și, cum spune o vorbă înțeleaptă, nu-l scoate pe om din coliba lui, fă-i alături un palat și dacă e cu minte, se mută singur. Dumnezeu ne-a făcut palatul. Haideți să facem această mutare frumoasă. Dar mai este ceva aici. În această epistolă ne sunt prezentate și mijloacele harului, să le numim, ca să putem să ajungem acolo. Dumnezeu nu doar că ne motivează, ne și ajută. Am citit în capitolul 4 că noi trebuie să nu mai fim copii și să fim oameni mari și să nu fim așa cum zice la un moment dat filozoful danez Søren Kierkegaard, căci unii creștini sunt ca niște rățuște care vin la biserică legănându-se pe lăbuțele lor. Și păstorul, când îi vede așa legați de sol, le spune: aveți și aripi, de acum trebuie să zburăm ca vulturii. Și îi spun în cor amin și apoi se întorc acasă legănându-se pe lăbuțele lor. Uneori așa se întâmplă, dar aici scrie că Dumnezeu nu doar ne cere asta sau așteaptă să fim așa. Scrie în 4:11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, până vom ajunge toți, observați? Iată de ce a lăsat Domnul biserica, să avem mediul unde să ne dezvoltăm. Și Dumnezeu a dat învățători și proroși și tot ceea ce aveți aici și să dea Domnul și darul să fie din belșug în vederea zidirii. Să nu lipsiți de la biserică, să fiți foarte legați de biserică, aici, de părtășiile frățești, Dumnezeu aici ne formează, aici ne crește. Amin. Un copilaș să fie de 6 kg când l-a născut mama, sau dacă nu are părinți, dacă nu are hrană, dacă nu are mediu, ce folos? Și uite așa, la o slujbă, la alta, Dumnezeu se îngrijește de noi și devenim tot mai pocăiți, așa? Tot mai credincioși și tot mai buni. S-a întâmplat undeva într-o familie, un copil, pare mi se de clasele primare, a surprins pe mama lui, luni, marți, cât a fost de cuminte, și ea, la un moment dat, a spus soțului, a devenit și că e altul. Dar noi de un om nou vorbim, nu? Și pe sfârșitul săptămânii l-au anchetat pe bietul copil, măi băiete, totuși, de ce ești așa de cuminte? Vrei ceva? S-a întâmplat ceva? Și el răspunde așa, cu sinceritatea unui copil, voi ați fost duminică la biserică? Și da, nu știți că s-a predicat să fie copii ascultători de părinți, că vor avea zile multe și vor fi fericiți? Eu vreau să fiu așa. Apoi dacă el a priceput, m-am întrebat odată pe un copil, măi, care copii ar trebui să fie mai ascultător, cei mici sau cei mari? Stă el și zice, cei mari, că tu spuneam mai mult. De acord. Dar n-ar trebui să priceapă mai mult ca și copilul tata și mama? Doamne, ajută-ne să înțelegem, să punem în aplicare aceste învățături sfinte. Dumnezeu așa se apleacă la noi și ne vorbește specific. Și nu numai la adunare. Dumnezeu vorbește și noaptea, prin vise, dar când suntem treji. Îmi spunea un frate plecat din Turda, în America, un tânăr. Și lucram pe șantier într-o iarnă și frig. Și mi-aduce cine? Știți cine? Un gând. Măi, dacă bei un pahar de vin, să vezi ce te încălzești. Și poți să lucrezi, trebuie să-ți termin treaba. Și l-a băut. Dar a doua zi a fost o frică, iar nu s-a terminat atunci. Și același gând. A treia zi, era sâmbătă, s-a dus într-o familie să pună faianță într-o baie. Și gazda se uita la el și spune, băi, nu știu să te ajut, nu prea am ce. Hai să spun o poveste ce mi-a venit în minte. Am auzit și eu de la bunicul. Și un boier avea o slugă foarte harnică. La un moment dat a adunat ceva bănuți și a cumpărat o bucată de pământ și boierul a spus, băi, foarte bine. A mai adăugat altă bucată de pământ lângă ea și de fiecare dată când făcea ceva, boierul spunea, băi, e foarte bine. Apoi și-a înghebat o construcție, o căsuță, foarte bine. Și într-o zi vine și spune boierului, să știi că mă însor, băi, asta e chiar că e cel mai bine. Și Dumnezeu a zis, e foarte bine. Și nu trece mult. Și vine cineva și îi spune boierului, păi am văzut pe sluga ta, știi, la casa lui, unde l-ai văzut? Era cu familie, era cu, la gospodărie? Păi zice, nu, era
cu niște oameni beau la cârciumă. Și Boieră spune, băi, asta e rău. Și când ajunge cu relatarea aceea, nici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, îl strigă soția pe gazdă, hai dragă să mă ajungi ceva. Și rămâne băiatul cu mistria în mână, măi, ce l-au apucat pe ăsta să-mi spună tocmai povestea asta? Proroc nu-i, predicator nu-i, măi, mi-a vorbit Dumnezeu să nu mai beau, e clar. Și altul nu mai beau. Și așa am citit în text, cine fura, să nu mai fure. Că Dumnezeu ne vrea sfinți. Numai sfinții primesc moștenire. Vezi unde ai tu probleme. Pentru că e suficient să suferi de o boală și să mori. Și noi suntem înșelați în practica noastră religioasă, în comportamentul nostru. Avem anumite valori pozitive, anumite trăiri frumoase în unele domenii și în altele înregistrăm carențe, vinovății. La școală, câte medii de 10 îți pot rezolva un 4 care nu l-ai depășit nici la corigență? O listă de 10 nu-ți ajută un 4 nerezolvat și la corigență. Un singur organ afectat face să se piardă tot trupul. Băgați de seamă că diavolul e viclean și uneori te ține numai cu un lucru ascuns. Mă știți de Iuda să m-a fi avut altceva în afară de lăcomia lui cu banii? Și mi-a fost milă de el când m-am gândit odată că nici nu s-au ales cu bani mulți, că ucenicii erau sărați și de fura bani mulți se prindeau ceilalți, nu? Și aia de la urmă n-a avut parte de ei și când te întreb pentru ce ai intrat în pierzare pentru niște bani. Pe un predicator l-a așteptat la urmă o femeie tânără și a zis, domnule, sunt supărată pe dumneavoastră. De ce? Așa de frumos ați descris raiul. El a rămas stupefiat. Adică eu descriu frumos raiul, asta e o apreciere și tu te superi pe mine. Păi cum să nu mă supăr? Că dacă e așa frumos, sunt foarte supărat că eu nu pot să intru. De unde știi că nu pot să intrați? Am încercat și odată și nu pot. Și fratele așa inspirat îi spune, sunteți căsătorită? De ce-i treaba ta? Deci probabil aici este baiul. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat posibilități să ne schimbăm, să ne sfințim și ne-a pus frați și surori slujitori la îndemână. Lăsați-i să lucreze în viața dumneavoastră. Aleluia. Cum lăsăm doctorul să ne taie? Pe unii vrea el, nu pe unii vrem noi, nu? Să prescrie un tratament care poate nu-i dulce, numai așa, în învelișul unei pastile, ca să ne prelungim viața. Și știm că nu cu 100 de ani, dreptul. Hai să-L ascultăm pe Dumnezeu că are proiectul veșniciei. Amen. Și tot ca mijloace, m-am gândit când a scris apostolul această epistolă, că n-a încheiat-o fără să spună ce scrie de la 6:10 încolo, fraților și surorilor. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept uneltirilor diavolului. Dragii mei, raiul e frumos, traseul e descris, e liber, numai că avem duhuri care ne stau împotrivă. Așa e? Aici, în Târgu Mureș, știu că populația e mai mixată decât la noi, români, maghiari. Și mi-amintesc că am luat odată în mașină două femei, după cum vorbeau, erau maghiare. Dar vorbeau românește atunci, probabil ca să nu mă simt eu neplăcut. Și una dintre ele zice, nu-i rău pe lume, dar e un bai. E prea multă satană. Și am reținut vorba asta. Aici scrie că avem de luptat împotriva domniilor, stăpânilor, duhurilor răutății. Cum să nu se lupte împotriva noastră, că noi suntem în accederea noastră, în urcușul spre slavă? Și ei sunt în cădere liberă spre adânc. Cum să nu fie conflict? Bine spunea cineva, dacă nu ești convins că există diavol,
Încearcă să faci ceva pentru Dumnezeu și o să te întâlnești cu El, sigur. Noi am vrea așa frumos să ajungem în rai, așa, noastră tinerilor, știi, așa, să faceți o plimbare, plimbare pe aleile, pe aleile paradisului. Acum, n-am ce vă face, v-ați născut în epoca războiului. E luptă. Asta este. Am un frate care când îl întreb, unde îl întreb, ce faci? Spune, lupte grele. Să expresia lui. Nu e în fiecare zi la fel, dar sunt unele zile rele însemnate. Când a cerut diavolul să fie cernut Petru, zici că toate slujnicile alea n-aveau nici somn, nici treabă. Prima a avut treabă cu el, a doua cu el, a treia cu el. Nu vi s-a întâmplat unul așa să pună diavolul tunurile pe dumneavoastră? Zici că toți sunt împotrivă, dar ce au știa cu mine? E ispita. E diavolul pe teren când a fost întrebat, de unde vii? Întreba Dumnezeu, dar ai văzut pe un sfânt al meu? Știi, ți-a zis diavolul. Nu numai că l-am văzut, am văzut că e gard. Și l-ai ocrotit. Uite, îți dau voie să intri pe acolo, să spargi gardul. Urgent, la treabă. Și-a aprobat Dumnezeu și a doua oară. Eu spun că asta e clauza nefericită a grădinii Edenului și a pământului, dar asta e proiectul lui Dumnezeu. Ca să ne stea diavolul împotrivă, să te ispitească, să te amăjească, să te corupă într-un fel sau altul, spune Apocalipsa 12, că înșeală întreaga lume. Dar dacă ne împotrivim, vă amintiți unde scrie? Va fugi de la noi. Scena asta îmi place, când fuge diavolul de la noi. Că zice în Romani, în 16 cu 20, dacă nu greșesc, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Când nu ar fi mai comod să-l zdrobească Dumnezeu sub picioarele lui, nu? Dar nu, vrea să-l zdrobească sub picioarele noastre. Că pe noi ne-a înșelat Satana. Și acum Domnul vrea ca noi să fim biruitori. Că toate promisiunile sunt numai pentru biruitor. Cel ce va birui, Apocalipsa 21, va moșteni aceste lucruri. Să vă dea Domnul har în mijloacele bisericii, ca să vă crească. Amin. Și să vă dea Domnul biruință, cum spune în Efeseni 6, după ce veți fi biruit, totul. Dar pentru asta încheie acolo în 18. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni pentru toți oamenii, auzi? Tot felul pentru toți oamenii. Spuneți-mi dumneavoastră, n-ar trebui să ne rugăm mai mult decât ne rugăm? Că trebuie tot felul și pentru toți oamenii. Și eu am nevoie de rugăciuni. Când vă rugați, să începeți cu litera Coanca, bun? Apoi, până în capăt. E nevoie de rugăciune, nu-i glumă ce am spus. Să vă rugați pentru predicator, spune acolo, și pentru mine, zice apostolul. Pentru că nu-i ușor, suntem în război, dar în curând se va termina războiul și se va instaura împărăția păcii. Zice poetul, căci un copil ni s-a dat, un fiu nobil s-a născut și acesta e cunoscut mai întâi de orice început. Pe-a lui Umer s-a văzut cu temei, s-a așezat un dumnezeiesc regat. A neprihănirii germen va da rod atru sublie și o pace fără termen va da scaunul de domnie. Mărit să fie Domnul! Fără să mai fac altă recapitulare și tot în spirit de mulțumire și în acord cu tema din această seară, vă citesc ce spune la Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9. De aceea și noi, și să o spunem și noi, din ziua când am văzut aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune, pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând în tot felul roade, în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Să nu lipsiți de acolo, că nu-i mult și se inaugurează sala veșniciei. Dumnezeu să fie slăvit pentru acest proiect și să vă dea Dumnezeu, cum spun uneori, și ce n-aș cerut, că tot în Efeseni scrie și de asta. Lăudat să fie Domnul în veci. Amin. Amin. Amin.